Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Mă voi bucura din toată inima în Domnul și va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și cu mantia dreptății m-a învăluit. Ca pe un mire ce poartă coroană și ca pe o mereastră împodobită cu juva iurăresc sale. Lăudat să fie Iisus Hristos! Cari ospiti, reverendissimi signori, dragi părinți profesori, dragi părinți oaspeți concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși prezenți în catedrala noastră, dragi și iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul radioului Maria, împreună cu preasfințitul Aurel și cu monseniorul rector, vă salut pe toți ce ați venit astăzi aici, ca să însoțim pe acești tineri pe care îi salutăm cu bucurie în fața altarului pentru a primi taina slujirii diaconat. Este o bucurie pentru noi că astăzi, aici, sub privirea Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră, atâția noi candidați doresc să împarte în lume frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea slujirii. De aceea îl preamărim pe el astăzi, celebrând jertfa Sfintei Liturghii și taina diaconatului a slujirii. Pentru a celebra cu vrednicie aceste momente, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, spunând, mărturisesc. Să ne ducă la viața cea veșnică.
Fratele Lumii, primește rugăciunea noastră. Lăcaș vrednic Fiului Tău, te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea de orice pată a păcatului, pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă prin mijlocirea ei harul de a ajunge curat la Tine. În Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în tot vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genesei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: de ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Acesta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului.
Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea Lui față de casa Lui Israel. Marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalmi și tresăltați de bucurie. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia, care lucrează toate după hotărârea voinței sale, ca noi care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har de la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Și va domni peste casa lui Iacob în veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvântul Domnului. Se apropie cei care urmează să fie hirotoniți ca diaconi. Ghiuzan Iosif, din parohia Coborârea Sfântului Duh, adjudeni, pentru Arhidieceza de București. Maxim Maricel, din parohia Sfântul Anton Huș, pentru Ordinul Fraților Minori Capucini, custodia Fericitului Ieremia Onești. Simon Lucian, din parohia Înălțarea Domnului Sagna, pentru dieceza de Iași. Iacob Mădălin Răzvan, din parohia Sfântul Nicolae Bacău, pentru dieceza de Iași. Budău Robert, din parohia Sfântul Nicolae Bacău, pentru dieceza de Iași. Adam Andrei, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria Tărâța, pentru dieceza de Iași. Roca Paul, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci Șcheia, pentru dieceza de Iași. Turbuc Laurențiu, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria Arini, pentru dieceza de Iași. Lorenț Vlad Adrian, din parohia Sfântul Anton Huș, pentru dieceza de Iași. Giurgică Ionuț Gabriel, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Buruienești, pentru dieceza de Iași. Roca Alexandru, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci Șcheia, pentru dieceza de Iași.
Gherghel Andrei Cornel, din parohia Adormirea Maicii Domnului Nisiporești, filiala Tupilați, pentru dieceza de Iași. Prezent. Cușanu Claudiu Bogdan, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Buruienești, pentru dieceza de Iași. Prezent. Cazacu Marian, din parohia Numele Sfintei Fecioare Maria Pralea, pentru dieceza de Iași. Prezent. Bordea Daniel, din parohia Adormirea Maicii Domnului Mircești, pentru dieceza de Iași. Prezent. Bănuță Marius Ionuț, din parohia Adormirea Maicii Domnului București, pentru arhidieceza de București. Prezent. François Caninga Pinga, din Republica Democrată Congo, pentru Congregația Școlilor de Caritate Institutul Cavanis Pașcani. Prezent. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă roagă să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diaconi. Știi că sunt vrednici. După răspunsurile poporului creștin și părerea superiorilor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Toată frumoasă ești, Marie, și prihana strămoșească nu este în tine. Preasfințite cele vaste părinți, concelebranți, dragi seminariști, dragi și iubiți fii și fiice ale Preacuratei Fecioare Maria, dragi aspiranți la slujirea diaconatului, sărbătoarea de astăzi este prezentă încă din prima pagină a Sfintei Scripturi. Ea, această femeie sfântă, a fost de la început gândită pentru Cel ce urma să fie Mântuitorul nostru. Această sărbătoare și acest mister reiese din lecturile pe care le-am proclamat astăzi. Ea a fost totuși declarată ca și dogmă de credință abia în anul 1854 de către Papa Pius al IX-lea. Dar este o sărbătoare și un mister care are pentru noi un mesaj cu totul special. Tată frumoasă ești, Marie! Admirăm frumusețea lui Dumnezeu în Preacurata Fecioară Maria. În drumul nostru de credință pe care îl parcurgem spre marea sărbătoare a nașterii Domnului, Domn care vine la noi prin Maria, ne întâmpină imaginea acestei făpturi, aleasă să fie locuința pământească pentru Iisus, Fecioara Preacurată Maria. Spre ea ne invită Biserica în lecturile sfinte pe care le-am proclamat astăzi. În mod normal, Vechiul și Noul Testament ne oferă prilejul să ne întâlnim cu Dumnezeu, Creatorul la toate, cu Cel care este izvorul sfințeniei și al vieții și care alege să fie mereu cu noi ca să ne transmită frumusețea sa. Astăzi, Biserica ne invită să facem un popas special și să admirăm această făptură omenească, curată și sfântă, care are un mesaj pentru noi toți și vrea să ne arate de unde a primit ea frumusețea de care se bucură și ce trebuie să facem noi, cei care o cunoaștem și o avem drept mamă. Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, acel document vestit de la începutul mileniului al III-lea,
nouă mileniu înainte, folosește o expresie pe care am auzit-o de mai multe ori, dragă contemplării Sfinților Părinți, pentru care arată cum Biserica este reflexia luminii lui Hristos. Așa cum luna primește lumina de la soare și o transmite pe pământ, tot așa, Biserica trebuie să primească lumina de la Hristos, Dumnezeu, și să o transmită oamenilor. Știind că la Conciliul Vatican al II-lea, Maria a fost definită imaginea sau icoana Bisericii, despre ea cu adevărat putem spune că preia lumina și frumusețea de la Hristos și le transmite oamenilor. Când admirăm așadar frumusețea și lumina ei, de fapt descoperim și admirăm lucrarea lui Dumnezeu în viața ei, ferind-o de pata păcatului strămoșesc și îmbrăcând-o în lumină și frumusețe. Toată frumoasă. De mult, în Observatorul Roman, anul 2008, a apărut o reflexie asupra dogmei neprihănitei zămisliri, făcută de un teolog studios, de Salvatore Parella. Spune el, la 8 decembrie 1854, Biserica, printr-un act al Magisterului, solemn exprimat de fericitul Papă Pius al IX-lea, a definit dogma neprionită zămislirea Mariei. Aceasta a fost rezultatul unei lungi evoluții, atât pe planul evlaviei, cât și pe planul teologiei. La acest rezultat au colaborat trei factori sau puteri. Întâi, poporul creștin, cu genuinul și determinantul său sensus fidelium, simțul credincioșilor. Al doilea, contribuția diferită, dar convergentă și utilă a teologilor din diferite școli și timpuri. Al treilea, rodul moderator al magisterului, care la momentul oportun a definit adevărul dogmatic. Acum, după acest moment al declarării, se întreabă acest studios, acest teolog, ce spune această învățătură bărbatului și femeii din timpul nostru? Continuând pătrunderea și analiza în acest mister și în acest adevăr, Biserica ne arată că Maria, mama și ucenica lui Hristos, este parte integrantă a misterului Hristos, de aceea primirea sa cordială face parte din obediența fidei sau ascultarea credinței. Una dintre învățăturile mariane pe care Biserica, în decursul lungului său itinerar de căutare, de cunoaștere și de prezentare, a descoperit-o și nu a creat-o, cercetând Scripturile, este așadar acest mister al zămislirii neprihănite a Mariei. În ea, Biserica a văzut epifania frumuseții veșnice ale Dumnezeu, reflectată în persoana sa și în existența sa încă de la început. Mizeria și urâția răului și a păcatului, prin darul unic al lui Dumnezeu, sunt excluse din existența ei, deoarece ea strălucește de lumina lui Dumnezeu întrăit, devenind ca o prismă care nu ține nimic pentru sine, din această lumină, ce o reflectă cu umilință splendidă, ca signum magnum, semn mare, după cum se ne descoperă Apocalipsul Sfântului Ioan. Cu alte cuvinte, Maria, prin acest privilegiu, este reflexul frumuseței și gloriei lui Dumnezeu în Hristos și ea, prin persoana ei, împărtășește aceste realități oamenilor. Admirăm așadar această lucrare divină. O proclamăm cu bucurie pe Maria ca lucrarea cea mai minunată a iubirii divine și ne unim cu ea, ne exprimând bucuria. Lucruri mari m-a făcut mie cel atotputernic și numele Lui e Sfânt.
Astăzi, în această zi minunată a neprinitei sămișlii, nu trebuie doar să ne oprim la contemplarea acestei realități, ci suntem invitați să imităm atât cât putem frumusețea ei. Suntem îndemnați așadar să învățăm de la ea, de la Maria, că numai rămânând în lumina lui Hristos și în razele iubirii sale, putem să ne transformăm și noi în raze de frumusețe și lumină și așa să le putem transmite altora. Astăzi așadar, când proclamăm că Maria este toată frumoasă și binecuvântată, afirmăm că tot ceea ce ea are vine de la Cel pe care l-a primit și l-a slujit. Dacă o venerăm și îi cântăm, de fapt, îl lăudăm și îl preamărim pe Dumnezeu care a realizat cu ea o astfel de capodoperă și ne bucurăm să avem în ea o imagine în care să ne oglindim și pe care și noi să o împărtășim altora. E minunat dialogul unui misionar dominican, pildă pe care ați mai auzit-o, am mai folosit-o și eu, ce călătorea cu trenul prin Japonia. Dialog cu un călător, bineînțeles japonez, care a văzut în breviarul acestui călugăr misionar o iconiță, o fotografie, cum îi spunea el, și a cerut să o vadă. Este cumva soția dumneavoastră? Îl întreabă curios japonezul. Nu, nu e soția mea. E mama mea. Atunci acest copil sunteți dumneavoastră, când erați mic. Nu, nu sunt eu. Deși îmi seamănă. E fratele meu mai mare. Omul a rămas mult timp cu imaginea în mână, admirându-o. Misionarul, văzând scena, îl întreabă: cum vi se pare mama mea? Extraordinară, foarte frumoasă, răspunde japonezul. E adevărat, e minunată, pentru că e seama copilului din brațe, spune misionarul. Omul se miră și după câteva clipe spune: adică vreți să spuneți că acest copil îi seamănă mamei și nu-i invers? Nu, precizează misionarul. În acest caz, mama îi seamănă copilului. Pentru că acest copil nu e un copil ca oricare altul, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu. Și continuă misionarul să explice japonezului toată istoria lui Iisus și a Mariei. Mama, așadar, îi seamănă copilului în cazul acesta. Pentru că copilul este creatorul frumuseței sale. Ați sfințite, sfințile voastre părinți, profesori, care ospiti, care amici, dragi frați, părinți capuceni și al Institutului Cavanis, dragi seminariști, viscredincioși, dragi ascultători Radio Maria, trage speranță la ordinul diaconal. Maria a primit frumusețea lui Dumnezeu în sufletul și în trupul ei. L-a primit pe Dumnezeu în viața ei și de aceea e frumoasă, toată frumoasă. Ea, așa cum spune Evanghelia, a fost numită plină de har, de har ceresc, plină de iubire divină, căci Domnul e cu ea. Și a devenit binecuvântată între femei. Așa s-a bucurat și a zis, cum astăzi de Evanghelia ne spune: iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și se bucură mereu și astăzi, preamărindu-L pe Dumnezeu și vestind lumii marea sa bucurie, o face și astăzi, aici cu noi. Ea ne spune tuturor că numai așa putem să fim fericiți, binecuvântați și frumoși, dacă ne vom învrednici să fim și să rămânem și noi locuința a lui Iisus, cum a fost ea. Dragi aspiranți la slujirea diaconală,
În lectura a doua am ascultat cuvintele Sfântului Apostol către Efeseni. Le-am ascultat cu toții, dar trebuie să vă spun astăzi că ele se îndreaptă într-un chip deosebit spre voi. Cum s-au îndreptat cândva spre Maria și spre toți ceilalți aleși Domnului. Mă bucur să vă spun vouă într-un chip special să nu le uitați niciodată. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești și în El, mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți spre lauda gloriei sale. În El, Dumnezeu ne-a predestinat să fim poporul Său. Și El, care înfăptuiește tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranța în Hristos, să fim și noi ca niște instrumente care cântă gloria Sa. La această chemare, dragii mei, candidați la slujirea diaconală, pe care ați primit-o la Iisus, Cel care v-a chemat, voi trebuie să nu uitați la ceea ce vă cheamă Dumnezeu, cum a chemat-o pe Maria. A sosit timpul acum, după o pregătire îndelungată, după exercițiile spirituale, după întrebări și răspunsuri, să vă exprimați opțiunea. Sunteți gata să spuneți și voi, iată slujitorul tău, fie mie după cuvântul tău? Dacă da, atunci să vă bucurați, să o simțiți astăzi alături pe Maica Iubirii Frumoase și cea care vă va numi și considera mereu fiii Săi, invitându-vă să nu uitați ce misiune vă revine. Veți putea să vă oglindiți mereu frumusețea voastră în frumusețea și iubirea ei. Așa să fie. Amin. Fraților preiubiți, înainte de a intra în dreapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. Voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea Bisericii. Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evanghelii și tradiția Bisericii? Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața în fața lui Dumnezeu și a Bisericii celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită lui Hristos? Vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserică și pentru lumea întreagă? Vreți să vă rânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos
al cărui trup și sânge îl veți purta la altar, promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promit episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promis episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promit ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea asta bună pe care a început-o în tine. Promiți
ordinarului tău, respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea care s-a putut, pe care a început-o în tine. Fraților preiubiți, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Iosife, Sfinte Ioane Botezătorule, Sfinților Petru și Paul, Magdalena, Sfinte Ștefane, Sfinte Laurențiu, Sfinte Ignațiu de Antiohia, Sfintelor Perpetua și Felicitas, Sfinte Grigore, Sfinte Augustine, Vasile, Sfinte Martine, Sfinte Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Francisc Saveriu, Sfinte Ioane Maria Vianei, Sfântă Tereza, Sfântă Ecaterina de Siena, Sfinte Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi. Fericite Ieremia Valahul, roagă-te
Sfințește cu binecuvântarea ta pe aceia pe care îi credem vrednici după știința noastră să săvârșească cele sfinte. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă. Thank you.
Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harilor, care împarți rangurile și orânduiești îndatoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același în timp ce toate le renoiești și în providența ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, îndeplinești în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica ta, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniunea membrilor ei, unită de Duhul Sfânt pentru o alcătuire minunată. Tu ai rânduit trei trepte de slujitori, înzestrați cu daruri sfinte, ca să slujească numelui tău, așa cum dintr-un început i-ai ales pe fiul lui Levi ca să slujească în cortul cel dintâi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 vrăbanți cu nume bun ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a-mi sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care îi consacrăm diaconi, ca să slujească la altarele tale sfinte. Trimite asupra lor, te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului Tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire, să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos, și mergând pe urmele Fiului Tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a Domnului împreună cu El în ceruri. El care împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Preoții ajută diaconii să îmbrace veșmintele diaconale.
Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui cranic ai devenit, și ia minte că ceea ce citești să crezi, pe ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Ție și cu Duhul tău. Acum să ne mărturisim cu toții credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului,
al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl mai înainte de tot să fie și Dumnezeu, lumina de lumină, Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care Tatăl s-a făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat pe la din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși a venit să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Binevoiește a primi, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim în solemnitatea neprihănitei zămislirea Sfintei Fecioare Maria și dă-ne bucuria ca, după cum mărturisim că harul Tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel prin mijlocirea ei să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pada păcatului și ai coblișit-o cu plinătatea harului ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasa lui Hristos fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Precurată, s-a născut Mântuitorul, mielul nepădat, care ridică păcatele lumii. Ea a ales-o dintre toate făpturile ca să fie model de sfințenie și mijlocitoare de haruri pentru poporul Tău. De aceea, cu îngerii și din ceruri, cântăm cu bucurie imnul măririi tale.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetarea din poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și le-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prilos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prefericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu acești slujitori ai Tăi hirotoniți astăzi în treapta diaconatului, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, în toți vecii vecii.
porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care i-a suprânsa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să te zic, dar spune numai
aceeași pâine ne hrănim. Este capul noi mărturii.
asupra mea. El m-a trimis să duc săracilor vestea cea bună.
Să ne rugăm! Hainele pe care le-am primit, Doamne, Dumnezeul nostru, să vindece în noi rănile păcatului strămoșesc, pe care ai ferit-o în chip minunat încă din clipa zămisliriei, pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos, Domnul nostru. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Ascunzite zile voastre, părinți concelebranți, dragi părinți diaconi, dragi seminariști și biscredincioși, mai rămânem o clipă, vă rog frumos. E sărbătoare azi în întreaga biserică. E sărbătoare în România, în diecezele noastre de Iași, Arhidieceza de București, în familiile religioase care sunt astăzi aici, ale părinților Capucini și ale Institutului Cavanis. E sărbătoare în familiile din care veniți voi, dragi diaconi. E sărbătoare pentru că e mijloc mama noastră, mare ei și exemplu ei. Suntem așadar îndreptățiți să-L preamărim pe Dumnezeu, pentru că El s-a milostivit și se milostivește mereu de noi. Mă bucur să vă spun că tocmai în anul tineretului, sigur voi, sunteți aleși să fiți cei care, plini de viață, deveniți mesageri. Acum, ca diaconi, mai târziu ca preoți. Purtătorii unui mesaj cu totul special. Vă îndemnăm să rămâneți fideli acestei mari și bucuroase binecuvântări. Sigur că suntem îndreptățiți să îndreptăm gândul nostru și către cei care astăzi fac sărbătoare. Sigur, scopul nostru Aurel, amplirea anilor de episcopat, arhiepiscop Ioan Rovu, care e cu gândul aici la noi, Preasfințitul Cornel, și el prezent cu noi, în această zi de sărbătoare, e Preasfințitul Anton de la Chișinău. Cu toții împreună astăzi trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu pentru marile daruri și vă mulțumim tuturor celor care ați binevoit să veniți la această mare sărbătoare a bisericii noastre și a tinerilor diaconi, părinților, fraților, surorilor, rudelor, nașilor, tuturor au gând de prețuire, celor care v-au iubit și vă iubesc, gând de prețuire, cei care s-au rugat pentru voi, se roagă persoanele consacrate și ceilalți frați seminariști care vă stau alături. Transmitem de aici bucurie pentru superiorii generali ai Capucinilor și ai Institutului Cavanis, precum și gândul nostru către București. Astăzi a fost aici secretarul general al Conferinței Episcopale Române, sigur, Părintele Ungureanu, ca delegat special al Preasfințitului Ioan Rob. Tuturor așadar, împreună cu Preasfințitul și cu cei care vă iubesc din altar, profesorii și vă îngrijesc, bucurie și împlinirea acestui mandat de a purta frumusețea Maicii Domnului și frumusețea lui Dumnezeu în lume. Celor uniți cu noi prin intermediul radioului Maria, le spunem să se bucure mereu când aud vocea care vorbește despre ea, și glasul ei, și chemarea ei pe aceste unde. Și acum, cu bucurie mare în suflet, vrem să invocăm binecuvântarea cu care să ne întoarcem acasă, fericiți, în jurul mamei noastre cerești.
Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care m-a chemat să-i slujiți pe oameni în biserica sa, să vă dorească un mare zel față de toți, mai ales față de cei suferinți și săraci. El care v-a dăruit misiunea de a predica Evanghelia lui Hristos, să vă ajute ca trăind după cuvântul său, să fiți martorii lui sincer și plin de zel. El care v-a făcut împărțitorii tainelor sale, să vă dea harul de a fi imitatorii Fiului Său, Iisus Hristos, iar în lume slujitorii unității și ai păcii. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, Atotputernicul și Veșnicul Dumnezeu Tatăl, și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Pentru mine veți fi prigoniți,
genunchi.